Deși în inferioritate, liberalii din Consiliul Județean insistă să se facă auziți. Există totuși opoziție. În debutul întâlnirii de vineri, consilierii s-au contrazis asupra strategiei județene antidrog. Fostul șef ISU Botoșani, Radu Anton, s-a arătat total nemulțumit de conținutul strategiei și a precizat că este doar o copie a vechii strategii. A avut grijă să-i dea peste nas șeful de la antidrog. Rog să-mi dați voie să-l surprind încă o dată pe domnul Colonel Anton, răspunzând strict, punctual. Nu intru în polemici, domnule președinte, vreau doar să-i aduc aminte domnului colonel că elaborarea documentului supus aprobării a demarat în anul 2014 prin respectarea și urmarea unor pași punctuali. Au fost trimise adrese la instituții. Iar în 2014, Radu Anton a aprobat acest plan în cadrul Colegiului Prefectural. Educația și caracterul mă obligă să nu răspund în același fel. Propunerea a fost ca el să fie completat și adoptat într-o formă care se corespundă județului Botoșani în 2017. Din păcate, domnul Maseciu, realitatea este cu totul și cu totul alta. Una e ce scriem, una este ce știm cu adevărat. Nu știu dacă ați auzit de acel festival Anton, că vezi reclama peste tot. Mergeți puțin să vedeți la acel festival unde se țin pastiluțe. Dacă nu ești sublimă. Iar a doua problemă, ce a fost intens dezbătută, a vizat acordarea unui mandat special în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli a societății Nova Paserv, dar și lista noilor membri ai Consiliului de Administrație. Pentru că în Consiliul de Administrație al societății de apă majoritatea membrilor sunt social-democrați, consilierii PNL au propus ca nivelul indemnizației să fie redus de la 1400 la 1000 de lei, dar propunerea a fost respinsă. Prin vot secret, consilierii au aprobat componența CA. Citirea rezultatelor i-a dat ceva bătăi de cap președintelui Comisiei de Numărare. După efectuarea votului propriu-zis și numărarea voturilor s-au constatat următoarele rezultate. Numărul de voturi valabile exprimate, 31. Număr de voturi valabile exprimate, 31. Din Consiliul de Administrație al Nova Paserv vor face parte Albert Tănasă, Dan Deleanu, Simion Drelciuc, Călin Boșovici, Gabriela Postoaie, Comarița Ioan, Daniel Tupiluș.